Dar cui e telefonul ăsta? Ăsta. Cu pisici. Pisici unicorn, care au... Pisici unicorn. Al Flaviei? Da. Din eliminare al Flaviei. Și ce e interesant că îi scrie Hamlet. Ăsta nu murea? Stai mă, te uiți în telefonul Flaviei? Păi e aici, lângă ochii mei. Vezi că ți-a scris capul de mort. Păi nu mă, la Iuri. Păi da. Nu, îi a scris, da, îi scrie numele lui, capul de mor. Că dacă capul de mor n-are mâini. Cum o fi să intru eu, în primul rând că nu e adevărat și în al doilea rând, cum o fi să intru la tine în telefon și să văd cine îți scrie, ce e asta? Dar eu nu am intrat la tine în telefon, e în ochii mei aici, uite, lângă mărul ăsta, pâlpâie, uite așa. Într-o relație, când ai voie să-i umbli în telefon? După 2 ani. Știi, nu, ce după un an, după 2, exagerez. După 2 ani ca să fie cimentată. Ce mie mie că dacă mă duce la lacul lebedelor și îmi scrie vreo lebădă, eu imediat mă panichez. Stai liniștit că o să-ți scrie. Te așteaptă ca și când. Nu te duci, mă, la lacul lebedelor cu telefonul la tine, decât dacă ai huță de aia de protecție. Vrei să intre apă la baterie? Să-ți... Nu, mă, că mie când scrie după vreo lebădă. Care mă vede acolo, în față. E prima dată când te dai lebădă. Când îți scrie o lebădă? Să nu scrie prințul. M-auzi, cine e prințul dacă mergem la... Păi nu știu distribuția. Să nu fie român. Mie nu-mi plac prinții români. S-ar putea să nu fie român. Dar o să-ți placă lebădă, o să-ți placă Odile și Odette. Abia aștept să văd dacă vezi diferența între cele două lebede. Văd. Știi că ea e de fapt aceeași. Am filmat la operă în față și avem una sau două balerine asiatice, știi? Păi da, sunt foarte multe. Imediat îmi dau seama. Au terminat cu circul la operă? Ca anul trecut, da, erau cu greva, cu d-astea. Au terminat. A fost circ la operă? Păi da, că era un mare regizor de afară. Care a fost circ. Like, a fost circ, metaforic vorbind. Acum am prins. Pe mine să mă luați ușor, că eu sunt prost în cap. Doamnelor,